Ora 17 și am revenit la politica zilei în Parlamentul European. La Strasburg, într-o sesiune plenară, a fost votată rezoluția cu privire la aderarea României la Schengen, majoritate covârșitoare de voturi de altfel, însă parlamentarii din partidul premierului olandez Mark Rutte s-au abținut, evident. Însă este un pas mai aproape de Schengen România, însă votul final nu este cel al Parlamentului European, ci va fi cel al Consiliului, însă această rezoluție solicita ca aderarea la Schengen să se facă anul acesta, iar din 2023 să nu existe controle. Vom discuta despre aceste chestiuni legate de Schengen și aderarea României la Schengen. Însă revenim la actualitatea internă, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri interesante. De exemplu, am aflat cu toții ieri că Marcel Ciolacu, președintele principalului partid de guvernare, nu cunoaște conținutul PNRR-ului, dar știți ce nu înțeleg eu? Oamenii ăștia spun, noi nu știm, trebuie desecretizat. Dar eu mă întreb, când ne spuneau la televizor că nu se pot mări pensiile, că scrie la PNRR, că nu se pot face spitale, că scrie la PNRR, că nu știu ce cu cărbunele și că se duc ei la Bruxelles să negocieze de mânuță, în baza a ce dacă n-au citit niciodată documentul și nu-l dețin? Domnul Ghinea s-a dus cu sticurile, l-a dat pe stick, acum mai bine îl dădea printat, că știți, la PSD e cu faxul. Dar nici măcar asta nu mi se pare știrea zilei. Știți care mi se pare știrea zilei? Că președintele ANAF-ului și-a stabilit obiectivul pentru 2023. Contribuabilii care au beneficiat de ajutor de la stat și cei care au plăți TVA. Bun, discutăm despre această nouă strategie a ANAF-ului. Vă prezint invitații mei de la această oră în platou alături de mine, Florian Bichir, vicepreședinte PMP. Mulțumesc foarte mult! Salut, Moina, mulțumesc din suflet! Mă bucur să te revăd! Și eu vă mulțumesc și îmi cer scuze pentru voce, sunt foarte răcit. Nu contează, important este ce ne spui cu această voce. Ciprian Purice, jurnalist, mulțumesc foarte mult, Ciprian, că ești alături de noi. Salut, Moina! De asemenea, prin legătură telefonică directă, Anca Dragu, fost ministru de finanțe, senator USR și fost președinte al Senatului. Bun găsit, doamna Dragu! Bună ziua, bine v-am găsit. Vă mulțumesc mult, doamna Dragu, cu dumneavoastră voi începe, dar nu înainte de a le prezenta această splendidă declarație, această nouă strategie a fiscului român, să dăm și noi declarația, te rog, Claudia, să dăm un pic mai în jos în articolul colegilor de la Economica, pentru că domnul Heiuș a anunțat care sunt obiectivele inspecțiilor fiscale ce vor începe în 2023 și să dăm mai jos unde este declarația, Claudia, te rog. Și domnul Heiuș ne spune, conform strategiei ANAF, eficiența colectării se va realiza prin sprijinirea conformării, în special precum și prin combaterea evaziunii fiscale la declarare și plata impozitelor. Și ne spune domnul Heiuș că obiectivele strategice ale ANAF, prin simbioza a două componente strategice principale, digitalizarea și gestionarea eficientă a resurselor umane, la rândul lor, obiectivele strategice pentru 2021-2024 vor contribui la creșterea accelerată a veniturilor colectate de ANAF și la combaterea eficientă a evaziunii fiscale. În 2023, inspecțiile fiscale se vor concentra pe TVA, tranzacțiile pe persoane afiliate, contribuabilii care au beneficiat de diverse forme de sprijin din partea statului, dar și în industriile cu creștere economică în ultima perioadă, creștere care nu s-a reflectat și în volumul de taxe declarate. Doamna Dragu, că a fost ministru de finanțe, vă întreb în primul rând. Da. Citesc declarația președintelui ANAF pe care o rulați pe ecran în acest moment. Ce să spun? Ca de obicei, lipsește de la ANAF această abordare de sprijinire a contribuabilului. Eu am spus întotdeauna că trebuie să schimbăm paradigma în fiscalitate în România și contribuabilul trebuie să fie în centrul atenției. Statul și prin ANAF în această situație să funcționeze pentru a-l sprijini pe contribuabil. Vedem de când a preluat mandatul, domnul Heiuș a venit cu tot felul de amenințări. Dacă vă amintiți, acum vreo două luni amenința că trimite 70.000 de sesizări către contribuabilii care... Dosare penale, chiar doamna Dragu. Dosare penale, exact. Sesizări la parchet, da. Acum vine de asemenea pe un fond amenințător. Până una alta să ne uităm la instrumentele pe care le-ar avea la îndemână. Păi, ar avea sprijin pentru contribuabil, pentru că tot procesul ăsta, relația cu ANAF este unul de noaptea minții, și apoi ar trebui să treacă la digitalizare, numai că asta totuși lipsește din meniul ANAF-ului.
Dar vine ANAF-ul cu amenințări la adresa contribuabilului, după cum spuneam și acum și de la începutul mandatului domniei sale. În schimb, ceea ce constatăm este că încasările ANAF-ului nu sunt așa extraordinare. Da. Mă uitam la 8 luni, a fost o creștere nominală în linie cu creșterea nominală a produsului intern brut. Ba dimpotrivă, am făcut o analiză pe accize, de exemplu. Dom'le, cresc nominal numai cu 6%, deci în termen real și ca pondere în PIB, au scăzut aceste accize în momentul în care știm că plătim accize la carburant și au bubuit prețurile. Păi să ne spună ANAF-ul, de ce nu a putut să încaseze accize mai multe? Deci nu se reflectă aceste evoluții ale economiei în ce încasează ANAF-ul și nu e vorba de aici de câțiva oameni care, nu știu, câțiva contribuabili care au beneficiat în 2020-2021 poate de ajutor din partea statului, probabil că se referă la ajutoarele dă-i din pandemie. Exact, din pandemia. Păi adică Horeca, ce multe alte domenii erau pe acolo, că nu au fost. Când era tot un chif, păi, adică să fim serioși, da. Acum de asta ne ocupăm. Păi, nu știu de ce ne ocupăm, Florian Bichir, cum pare așa? Uite, doamna a fost ministru de finanțe și ce că e o tâmpenie. Acum noi, ca simpli cetățeni, chiar credem că e o tâmpenie. Doamna Dragu are mare avantaj că e economistă, spre deosebire de mine, dar eu vreau să vă spun că domnul Stahiuș, care are așa o figură de om competent, mi se pare că tot aș depăși de vremuri. Eu am și niște neamuri care lucrează prin ANAF, așa că nu o să dau din casă, că e mai de deștept ăsta afară mâine. Dar e totală lipsă de coerență a unui om serios, cum arată, cu părul alb. Era la dumneavoastră la emisiune, cred că în momentul în care ați debutat, și amenința că le bagă în pușcărie pe coafeze. Da, da, manicuristele, Da. Domne, de acolo să ajung la nivelul ăsta, te notă, chiar e responsabilitate. Bine, eu n-am nimic cu frizierile, că nu le frecventez, din motive evidente. Ați fi putut avea, iată. E foarte clar că e o presiune și pe domnia sa, ca să fim foarte sinceri, pentru că, spre deosebire de doamna Dragu, îmi permis să o colectez. Taxele colectate sunt minime. E o presiune, statul n-are bani. Și atunci, opus focus, îl pune pe băiatul ăsta să scoate ei furt din jobel. Și ANAF-ul, și milițienii pe stradă, da, și oricine domne, se prinde. Oricine. Da. Și acum, vorba noastră, pe ce să impoziteze cei care n-au plătit TVA? Pe ce să le ia la șmecherea care a cumpărat măști? Poate să-l impoziteze pe Arafat, că n-a vândut toate vaccinurile. Nu, dar ați terminat de lua banii de la Voiculescu? Nu, sunt câteva întrebări. Modul ăsta de a căuta o portiță și din când în când, eu cred că îi face și un bine că îl mai înjoară, că altfel nu știa nimeni că aveam pe cineva la ANAF. Da, la ANAF a fost. Da, la ANAF. Da. Și atunci vine cu idei de asta. Și eu cum se trezește, mai prost dispus, o să-i căutăm pe aia. Dar eu nu văd o linie rațională, o cale, ca să spune, statul român, vin pentru cei care dau cei mai mulți bani cu o scutire. Poate primesc în avans, că statul român are nevoie de bani mai mult. Da? Dacă îi plătești până în data de, hai și o reduce. Dom'le, tot în boul care trage de aici. Banii înapoi pe concedii la exact, timp, diverse face-te. Recuperări. Păi. Nu știu unde o să ajunge, că înaintea domniei sale a fost unul și mai sonat. Care a zis că mai sonat, adică îi plăcea sonorul ridicat. Da, da, în sensul ăsta. Adică da. Total. Și a zis că până când o vă face ca în Italia să îi înarmăm, deci el vedea carabinierii pe stradă, să mă puște dacă nu iau TVA-ul. Băiatul ăsta, domnul, pardon, că are părul alb, eu n-am, a trecut de la coafeze la ce impozitează pe ea care a ajutat. Care au avut beneficii de la stat. Păi să ia el TVA-ul de la COVID, poate îi dau și dublu. Da, ăia de la Horeca, dar să vedem pe cine mai găsește, că nu știu câți mai sunt în viață. Ciprian Purge, că așa asta e problema, au închis la firme. Nu, dar nu spune, domnule, cei care eludează fiscul, cei care au exportat banii, să faci ca în Italia, cei care fac tranziții. Rețelele de crimă organizată, da, acolo dar la nou, nu? Da, în fine, Ciprian, te rog. Da, sau rețelele de crimă organizată din marile corporații, pentru că, din punctul meu de vedere, principala problemă a României, dacă ne uităm pe gradul de colectare al taxelor, care e undeva pe la 29%, da, dacă nu mă înșel, nu cred că a crescut cu mult, media europeană e pe la 36-38%, nu zice nimeni să ajungem, dar măcar să ne propunem să creștem această medie măcar cu 1%, un punct procentual, da, pe an, pe următorii 5-10 ani sau jumătate. Dar hărțuind IMM-uri. Da, adică mi-ar plăcea ca domnul Heius și în general ANAF-ul să dea cu pumnul un pic mai tare în marile companii, să bată cu pumnul masă mai tare în fața marilor companii
și să le spună să lase mai mulți bani în România, pentru că au fost cazuri celebre în care mari bănci aveau profit pe un an 1500 de lei. Da? Deci nu 1 miliard 500, 1500 de lei. Mai sunt, acum intrăm în sarabanda creșterilor din domeniul energiei, unde și acolo sunt, se înregistrează profituri. Adică mi-ar plăcea ca domnul Canafu să vină să spună, m-am dus la marile companii din domeniul carburanților, de exemplu, și să văd dacă își optimizează profitul. Adică dacă tot plătim 9 lei motorina, nu? Măcar statul să-și colecteze taxele, acel 16%, că acolo e problema. TVA-ul vine, acciza vine, că sunt fixe. Dar la optimizarea profitului, să vedem cum scot banii din țară sau mari furnizori din zona de energie, curent electric sau gaze. Deci, cred că acolo, decât să alergi 100 de IMM-uri sau 1000 de IMM-uri și să-i hărțuiești, te iei de coafeze, cred că... Dar la returnări, la returnări de TVA pe care le fac ei, s-a uitat cineva? În afară să arestezi frizerii? Și concediile alea medicale și tot ce nu te-a dar la alea nu ne uităm, asta e specificul, în general, statelor slabe, care sunt așa aproape colonii, nu ca în Africa, ei, statul pune biciu tot pe ea mulți și slabi, decât să ducă la ea puțin și puternici. Poate domnul Heiuș, având în vedere că l-a tot complimentat atât de multe ori domnul Bichir, poate va avea curaj să meargă către marile companii și să fie corecte. Nu spune nimeni că trebuie să le facem. A doua zi pleacă. Cred că nici n-apucă să iasă din sediu. E un contabil de treabă. Adică, cum să vă zic, cu mânecuțele alea, dar e depășit de situație. Iată, acele companii beneficiază de sprijin politic, de protecție politică. Despre asta e vorba. Pe când salonul sau restaurantul nu beneficiază de niciun fel de protecție. La sună un ambasador a doua zi și ai plecat. Deci, 2023, numai lucruri bune o să vi se întâmple, dragi telespectatori. Practic o să crească taxele, o să plătiți mai mulți bani la stat și dacă aveți și vreo firmă, o să bată și comisarii la ușă, că trebuie să facă și ei ceva. Bun. Mergem mai departe, pentru că, Florian, știi, aici în România există o coaliție de guvernare. Știi că ai aflat? Am aflat că trăiesc în România. Da, eu uneori am impresia că mă trăiesc în altă parte. Domnul Ciolacu, președintele PSD, președintele Camerei Deputaților, domnule, viitorul premier, a zis, eu știu acum, o fi, ai zis că nu știe ce conține PNRR-ul. Ne-a anunțat ieri că trebuie să facă o comisie specială să desecretizăm PNRR-ul. Deci, așa, clar, exprimarea domnului Ciolacu, să desecretizăm aceste documente, pentru că nu știm nici până acum ce scrie în ele. Domnul Ghinea de la USR i-a pus link-ul pe pagina de Facebook și a zis, iată la link-ul ăsta PNRR-ul complet. Azi a venit domnul Ghinea și a adus și pe stick PNRR-ul. Oamenii ăștia sunt serioși când ne spun că e mers să negocieze, dar domnul, eu îl cred pe domnul Ciolacu, el cred că habar nu are, în viața lui cred că n-a ținut în mână PNRR-ul în întregime. Și întrebarea legitimă e, ăștia pe spinarea noastră schimbă taxe, că îi zic că scrie la PNRR, ne spun că nu poate să dea pensii, fac modificări fiscale, că tot codul ăla fiscal e modificat după PNRR, dar ei nu știu ce cuprinde. Vă dau dreptate, o țară aproape de neguvernat. Mie nu mi-e simpatic, domnul Ciolacu, trebuie să spun, deși buzoian de-al meu, în sensul politic, nu? Că așa arată bine, are și un fel de barbă, e ok. Bine, vorbesc mai bine româna ca el, dar... Asta e mai greu la politicieni, ei nu sunt de pe aici. Da, e clar că e depășit de anumite competențe și nici eu nu știu, ca să fiu sincer, că n-am de gând să-i dau dreptate domnului Ghinea, ce vizează PNR-ul ăsta. Am văzut și eu pe... celebrul ăsta Facebook, niște proiecte de care habar n-aveam că există. Și statul român, cu banii de la Bruxelles, da? Păi, da. 30 de miliarde, repede, deci nu ne bate în joc. 30 de miliarde de euro, da? Nereambursabili. Nu știi ce se întâmplă cu ei. Dar eu țin minte că s-au bătut pe Salini ăla, nu? Deci s-au bătut, mai aveau să dea cu masa asta. Da, și de-aia au plecat cu seriștii de la guvernare, că o să întrești domnul doamna Dragă. Domnul Ghinea a zero absorție, nu l-aș vedea acum să vină cu sticul, că nu vreau să o supăr pe doamna Dragă. A venit cu trei sticuri, a venit. Trei sticuri, atât a reușit el să absorbă, da, el a reușit 33 și până la urmă a ieșit că nu zero, ci 1%, ceea ce e ridicol. Dar pe undeva, uite, mă simt nevoit și repet nevoit să-i dau dreptate și domnul Ciolacu. Știe cineva în România câți bani vin și pe la ce i-am alocat? Eu nu cred că, adică cineva. Eu știu că dumneavoastră, în afară că sunteți foarte bună jurnalistă, sunteți un cunoscător. Știți care e problema cu banii ăștia? Banii, pe ce dăm, ce facem cu ei? Să o dăm mai jos. Știți care e problema cu banii ăștia din PNRR? Era un culoar extraordinar de dezvoltare a României. Numai că băieții ăștia s-au apucat de niște treburi. Pensii, s-au certat pe alea de fiscalitate și au blocat-o PNRR-ul. Nu, scuze că nu vă dau dreptate, mai ales că sunt și invitatul dumneavoastră. Așa, ziceți, în primul rând s-au apucat să certe pe comisioane. Deci cam aici sunt specialiști unii, da? Cât la sută, dacă ți apropie ăla, cum să implementăm un proiect de 200.000 de euro și eu să iau două. Și deci, pe consultanță.
Îl consultanți. Aici a fost bătălia mare. Nimeni nu vrea să ia 29, nu știu cât, 30 de milioane de euro și ne tot cedăm. Doamne, suntem ca fraierii, avem peșterea lui Alibaba deschisă și nu ne duce să ne luăm banii. Că încă ne batem între noi. Dar ce negociază dacă ei nu știu ce scrie PNRR? Păi ce negocia și Ghina, 1,8, absurd. Păi ideea aia ceva. Are stic și genial. Păi da, PNRR-ul ăsta era un document al țării noastre. Nu așa era... și... Nu știu, eu sunt șocată în continuare. Doamna Costadin, reveniți-vă, trăiți în România. Sunt șocată să aflu că liderul coaliției, domnul Ciolacu, că e unul dintre cei doi, dacă domnul Chelemeni e plecat când țin tu secuiesc, eu sunt uimită că el spune că nu știe ce scrie. Vedeți de ce lipsește un Barna la guvern? Că ăla știa, venea cu alt stick. Doamna Dragu, ați dat la oamenii ăștia PNRR-ul, că uitați-vă ce probleme au. Era la mai mult PSD. Cu 0%. Da. Le-ați am dat? Uitat să le dăm și link-ul unde este publicat. Am arătat și noi, da. Toată lumea îl poate consulta. Într-adevăr, este surprinzător cum președintele PSD, președintele Camerei Deputaților, viitorul prim-ministru al României, poate chiar președintele României, nu știe unde este PNRR. Deci asta este, într-adevăr, asta este breaking news. Și probabil că vor face o comisie care să le arate comisia respectivă link-ul pe internet. Poate nu pentru toată lumea internetul este o chestiune, un instrument accesibil. Nu toți știu să dea like, ca la USR, doamna. Asta like, e viața, like. Nu? Că dacă ești un politic, nu trebuie să ai. Da, să dea cineva și share la domnul Ciolacu. Da, nu, dar, este halucinant. Da. Explicații nesecretizate sunt doar răspunsurile comisiei, înțelegem, nu și documentele în sine. Și detalii. Și detalii, da. Adică și ce e secret aici? Haideți serios, a fost și ministrul. Ce este? Să le spunem românilor, că s-a tot spus, doamne, sunt niște lucruri secrete, s-au vândut niște lucruri legate de România în acel PNRR. Nu există nimic secret legat de PNRR, dar la momentul la care se negocia, se discuta documentul, comisia nu a dorit să publice comentariile comisiei. Din motive evidente și nu le-a publicat în nicio țară, tocmai pentru a nu da naștere la interpretări și să își subineze. Ne ziceau că suntem foarte proști în comentariile alea, vă întreb direct. Eu sunt mai direct, nu, așa. Nu neapărat, era nu era bine sau rău, era o politică care se aplica în toate statele membre. Pur și simplu să nu intervine în politica internă. Da. Nu toate statele membre aveau USR la guvernare. Și probabil nu era necesar. Acum eu o să vă fac o confidență. Cred că sunt printre puținii nebuni din țara asta care chiar a citit PNRR-ul. În întregime? Da. Deci domnul talent... Ciolacu, dacă nu-l găsiți... Da, am talentul de a citi în diagonală de multe ori. Probabil care Nu. Dacă sunt secretizate, domnul Pulice. O să vă detaliez un pic. PNRR-ul e o sumă de generalități. Adică nu o să găsiți în PNRR-ul de pe site-ul pe care în mod specific și obraznic, după cum ne-a obișnuit domnul Ghinea, a relatat, nu o să găsiți că spitalul din Urziceni se renovează cu atâția bani sau că DJ-ul din Călăraș... Și nu. Detaliile astea unde sunt? E, aici îl aștept pe domnul Ciolacu să vină și să-și continue acest curajos demers al dumnealui, prin care ni se spune efectiv că din generalitățile pe care le-a negociat guvernarea USR cu Comisia Europeană la nivelul PNRR, trebuie să venim și punctual. Păi, adică, dar colegii de la PNL nu știau ce se întâmplă? Că sunt mai mulți acolo. Nu știu că erau PNL-ul. Alți colegi de la PNL la guvernare decât colegii domnului Ciolacu. Da, domnul Boloș, parcă era PNL și pe vremea aia, nu era domnul Boloș? Nu, dar poate să spunem mie domnul Ghinea așa. Eu nu fac polemică cu dânsul, că am văzut cum scrie. Era domnul Ghinea la fondurile europene. Când domnul Ghinea poate să spune din... fondurile pe care le-a absorbit domnia sa, ceva palpabil? Bun, nu cred, dar nu e aici domnul Ghinea. Cum e statuia lui Ataturk, în concluzie, mă îndoiesc sau am mari rezerve că domnul Ciolacu, la nivelul ăsta, totuși, pe lângă faptul că e concitadinul domnului Bichir, e șeful Camerei Deputaților. Deci cred că e ceva un pic mai sofisticat în spatele declarației dumnealui, dacă nu e o gafă colosală. Sper să nu fie o gafă colosală. Eu am o curiozitate și o să întreb și la Dragu, dar totuși, ministrul sănătății, da? El lucrează cu spitalele alea. Că nu se știe, asta am înțeles cu toții. Că ei nu știu exact cum e cu spitalele. Noi, dar ministerul sănătății de cine are acele documente? No. Știe? Păi nu, și atunci cum se lucrează? Eu aici păi asta treabă și Ciolacu, de fapt. Păi să plece domnul. Bineînțeles că ministerele de linie sunt total în cunoștință de propriile lor secțiuni din PNRR. Deci, Ministerul Sănătății știe exact ce are de făcut, ce spitale, unde are de făcut spitale. Eu vreau să spun însă altceva, că ceea ce lipsește foarte
și foarte grav este monitorizarea PNRR. Să știți că în alte țări europene, și vă dau exemplu Croației, o țară care este foarte bine cotată la nivel european, în curând va adopta și moneda euro, are Croația site special în care publică absolut toți pașii făcuți în PNRR-ul lor, toate jaloanele cum sunt definite, până la nivel de detaliu de contract. Cine încheie, cine contract pentru realizarea cărui obiectiv de investiții. Iar despre, s-a spus aici despre neatragerea de fonduri. Scurt, vă rog. Și s-a făcut referit la ceva cu zero. Dacă vă referiți la perioada 2016, trebuie să vă contrazic puternic și atunci au intrat câteva miliarde bune de euro în țară din banii europeni. Bun. 1-8. Eu vă mulțumesc că mi-ați dat dreptate. PMP-ul a susținut transparența banului public și bănuiesc că și PNRR-ul e tot bani publici și trebuia făcute până acum cheltuieli. Atât a încasat, atât a luat, atâta. Nu sunt de-a mie ghinea link, cum probabil a dat și la ministere. Că am văzut cât de competent e. Dar trebuie să facă guvernul acest lucru. Știți cum se face monitorizarea? Știu. În prezent? Fiecare minister trimite o fițuică către guvern și zice, noi responsabili de capitolul cutare, vă spunem că am îndeplinit asta. Așa se face monitorizarea. Asta sunteți foarte critici după ce ați fost la guvernare. Asta îmi place. Să vă asumați ca la comuniști, greșele e ok. Bun. Ciprian, concluzie pe acest subiect și mergem mai departe. Concluzia este, vă repet, din ce am citit în acel PNR, diavolul stă în detalii. Da? Deci, probabil domnul Ciolacu și restul membrilor guvernului vor să afle efectiv ce s-a angajat USR-ul că face în acele generalități care sunt publice. Încă o dată, noi avem acolo firme care vor primi finanțări. Noi ăștia de la Buzău suntem mai proști. Ăștia sunt banii ce ai făcut cu ei. Nu linkul lui Ghinea. Aci nu, dar aci dar. Poate asta să zică Ciolacu. Eu nu-i țin partea lui Ciolacu, doamne ferești. Da, dar eu nu înțeleg altceva. Oamenii ăștia sunt la guvernare de foarte mult timp, această coaliție. Ei până acum n-au văzut că nu au PNRR-ul complet. Adică întreb și eu. Când ne cităm și ne bate pe scaune. Păi da, dar noi trebuia să ne vină o parte din finanțare. Ne-au amânat cei de la... Păi da, dar ne-au amânat la urmă toamnă cei de la comisie. Păi și noi pe ce am lucrat? Noi cu ce le-am răspuns la jaloanele alea dacă noi n-am știut? Probabil la cele care au știut să se facă dovadă că s-a dat drumul la licitații, s-au dat drumul la licitații de autostrăzi și la alte lucruri care s-au știut, s-a dat drumul, s-a lucrat. Acum intrăm la... E adevărat, trebuia domnul Ciolacu să ne spună asta la începutul anului. Dom'le, am venit la guvernare, am găsit un uriaș secret în jurul PNRR-ului, negociat de cei din urma, dinaintea noastră și vrem să aflăm. Da. Să vedem consultanța care se cere acolo și poate o să avem surprize ca să ne mai dăm like. Poate nu e întâmplător că fix în această perioadă când se discută aderarea noastră la Schengen s-a gândit și domnul Ciolacu să-și aducă aminte că avem niște meciuri cu Comisia Europeană. Bun, niște meciuri există și între guvern și de fapt Ministerul Agriculturii și fermierii producătorii din industria laptelui. Da. Aici este o problemă foarte mare. În România există un deficit de lapte de peste 700 de tone, sunt 700.000 de tone, sunt peste 14 județe în România unde programul Laptele și Cornul nu mai funcționează, da? Și fermierii cer exact această chestiune, un fel de compensare, așa cum s-a întâmplat și la carburanți. A explodat prețul la lapte, România importă masiv, importă și brânzeturi masiv. Îl salut pe Ionuț Lupu, este directorul Asociației Crescătorilor de Vaci Holstein în România. Bun găsit, domnule Popa! Explicați-ne exact care este solicitarea și de ce Ministerul Agriculturii nu face nimic și pentru zona aceasta. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. În primul rând, noi solicităm de mai bine de jumătate de an să se ia o serie de măsuri. În urmă cu la începutul anului, noi am prezentat ministrului Chesnoiu din acel moment o situație în care arătăm că acest deficit de 700.000 de tone se agravează de la lună la lună. Iată că suntem la finalul anului și până acum nu s-a întâmplat absolut nimic. Avem pe de o parte secetă, din care a determinat fermierii să producă furaje extrem de scumpe, avem costuri foarte mari la motorină și energie, avem pe partea cealaltă războiul din Ucraina care a generat turbulente pe partea aceasta de creditare și toți fermierii care au linii de credit au în momentul de față costuri foarte mari atunci când vine vorba de acel nenorocit robor. Și iată că dacă anul trecut produceam litru de lapte cu 1,1-1,4 ron, în momentul de față ne apropiem de 3 ron, suntem între 2,7 și 2,8. Da, ăsta e laptele crud, da? La poartă. Laptele crud, laptele materie primă, preț la poarta fermei. Da. Am solicitat Ministerului Agriculturii și primului ministru în urmă cu
mai bine de o lună, identificarea unor soluții prin care să se aloce o sumă, aceasta nefiind neapărat o sumă care să genereze marjă de profit fermierilor, ci să vină să compenseze și să conducă la o reducere a costurilor de producere a laptelui. Pentru că în momentul de față suntem înspăimântați de ceea ce se va întâmpla la raft. Auzeam fel de voci care susțineau că ar trebui să fim fericiți de faptul că fermierii încasează peste 4 ron, lucrul ăsta nu se întâmplă, dar că ar putea să ajungă la peste 4 ron pe litru de lapte, dar acest lucru pe întreaga filieră, pe flux, ar conduce la niște prețuri la raft extrem de ridicate, pe care nu știm dacă un consumator mediu l-ar putea suporta. Dacă vor invitații să întrebe sau să te rog, Florian. Aș vrea să dezamăgesc un pic pe domnul Lupu. Eu sunt un om foarte onest și îmi place să mă documentez. Când m-a invitat doamna Constantin și am văzut subiectele, primul lucru a fost să supă ministrul Daia. Chiar era la Bruxelles. Și l-am luat la parte. Ce faci, băi, cei cu vacile? Minte pe acest subiect și l-am avut aici și am mințit pe calcule oficiale. Ascultați-mi ce mi-a spus. Dacă minte, îl mint și eu. Da. Comisia Europeană nu dă voie să aveți subvenționat litru de lapte. Și pe cap de vită furajat. Uh-huh. Eu asta vă zic. Și că a dat subvenția înainte. Că eu l-am întrebat, bă, băiatul, chiar îți bagi ochii de ăștia? Că mai știu aia cu roșile, cu roșile. Eu mă documentez înainte de a veni. Eu știu că arăta prost, dar nu sunt. Îmi place să mă documentez. Problema cu domnul Daia e chiar își bate joc de oamenii ăștia și eu dezbat aici despre lapte în fiecare săptămână. Eu l-am sunat și jumătate fără cum. Numai că l-am sunat și ne-a mințit în direct. Eu nu mai sunt ministri care mă mint în direct. Domnule, eu mi-a zis că nu lasă Comisia Europeană la litru de lapte. Nimic nu ne lasă să facem. Eu aș fi curios. Și a dat subvenția de anul ăsta pentru an. Dacă m-am mințit, vă mint și eu. O fi dat, da. Aș fi curios în sticurile pe care le-a dus sticurile alea pe care le-a dus domnul Ghinea, domnului Ciolacu astăzi cu PNRR-ul Mărețu, câți bani sunt pentru agricultura românească? Adică, vedeți că noi ajungem să constatăm lucrurile când deja ele sunt într-o formă mult prea gravă. Da? Deci, e seceta de astăzi. Câți bani pentru irigații în PNR? Vă spun, e adevărat. Da, deci îți dai dată lui Ciolacu. Deci nu știm ce... Câți bani s-a negociat, dacă tot negociem PNRR-ul, nu? Hai să ne uităm puțin ce subvenții are pe agricultură și în special pe producția de furaje Franța. Da? Cât are Polonia, cât are Ungaria. Dacă vorbim și de sumele. Piață comună, adică ni se spune, domnule, piață comună la energie, să avem aceleași prețuri, dar de ce nu avem piață comună și la subvențiile în agricultură? Adică nu vedeți și noi de ce le-am tăiat? Guvernul nostru și după aia vin și să dau zmei. În loc să negocieze beneficii similare, măcar în zona asta, da? Ca să fim competitivi. Domnul, vrei să vorbim de legislații, să spunem atunci mărful românesc, cum am propus eu și PMP-ul 30%, cum e și în Franța? Și atunci sprijin fermierii? Că am avut asta și în campanie și n-a băgat nimeni în seamă. Da? Și atunci am măr românesc. Și în mol și peste tot. Convingeți-l pe domnul Daia. Deci ce vorbim? 30%, nu zici 50%. Dar mai bine mănâncă francezul, polonezul, ungurul decât... Eu nu scurt, te rog, 30 secunde, trebuie să iau publicitate. Da, există două variante prin care am putea primi un ajutor. Unul este cadrul temporar Ucraina, război din Ucraina, care ne limitează la suma de 100.000 de euro cu banii abia din bugetul anului 2023 și un ajutor de stat care ar putea fi deblocat mult mai repede, dar cu multă birocrație de la Bruxelles. Și așa cum știm noi, cei de la Ministerul Agriculturii preferă muncă puțină cu eficiență cât s-o putea. Deci suntem în momentul de față între două concepte, să vedem ce va alege ministrul. Da, mulțumesc mult și te aștept în platou să dezbatem mai atent acest subiect. Doamna Dragu, scurtă concluzie, vă rog, trebuie să merg în pauza de publicitate și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Da, eu vreau să spun că pentru cei din agricultură și industria alimentară situația se va răutăți pentru că modificarea la codul fiscal adusă în iulie îi va face să plătească impozitarea muncii, să fie impozitele pe muncă și mai mari. Da. Nu avem timp să explicăm, dar asta este vestea foarte proastă și, din păcate, în Senat nu au vrut să schimbe această aberație introdusă în codul fiscal. Da, mulțumesc, doamna Dragu, mulțumesc deci, că nu-ți rupu. Expresie, rămânem o vacă bună de mult. Da, dar numai că nu o să mai fie nici vaca. Mergem cu pauză de publicitate, revenim. Am revenit la dezbatere. Parlamentul European, într-o sesiune plenară la Strasbourg, a votat astăzi o rezoluție prin care se cere ca până la finalul anului România și Bulgaria să fie primite în spațiul Schengen, să nu mai existe controle din 2023. A fost într-adevăr un vot în majoritate covârșitoare pentru România, însă parlamentarii, eurodeputații din partidul premierului olandez Mark Rutte s-au abținut de la vot. Ciprian Purice.
Da, nu e o mare surpriză. În continuare ne alată domnul Rutte că nu prea înțelege ce se întâmplă în Europa astăzi și rămâne tributar vechilor lor angajamente. Pe noi ne-a respins de la aderarea la Schengen, deși merităm asta de iată de 11 ani, Germania. Da. A fost cea care a blocat. Și ca să nu se vadă că Germania, pentru că Germania e o putere europeană și nu îi se poate atrage atenția în acest sens, a folosit Olanda ca să ne blocheze de atâta amar de vreme, deși meritam acest lucru. Tocmai de asta și această aderare vine în urma răzgândirii Germaniei, anunțate foarte clar și fără echivoc de cancelarul Olaf Scholz în urmă cu o lună, și iată cât de repede lucrurile merg. Eu sunt încrezător că, în ciuda acestui comportament prin care domnul Rutte nu încearcă altceva decât să umilească România și să arate că nu merităm Schengen și că e un context cu războiul din Ucraina, cu revigorarea Uniunii și strângerea toți să fim mai solidari. Și nu e așa, România merită în continuare să fie ținută la colț și la poarta Europei, deși Olanda este unul din mari beneficiari ai intrării României în Schengen. Și în Schengen și în Europa, dată fiind piața uriașă de desfacere pe care o are în special Olanda în România, ca să nu mai vorbim de comerțul cu amănuntul, de flori, ce aduc ei încoace. Încă o dată, domnul Rutte... Și militar, nu? Că damă nu... Da, să vedem dacă va fi damă, nu? Că eu cred că va fi Naval Group din Franța și sper să fie Naval Group din Franța, pentru că noi, de ceva vreme, de când Macron și-a dat seama că dacă nu joacă la nivel european, pierde Franța și pierde... Franța poate supraviețui doar dacă rămâne putere regională europeană. Da. Ceea ce și Sarkozy și Olanda o băgaseră în interior și nu mai conta. Era și acum după Macron? Și după Macron vedem, după poziționarea Franței de la începutul invaziei, când Macron a încercat să păstreze o linie de comunicare cu Moscova, relatările recente când a spus că în cazul unui atac nuclear al Moscovei în Ucraina, Franța nu va riposta, tocmai pentru că a spus națiunea franceză nu e afectată în mod direct de un atac nuclear în Ucraina și nu ripostăm. Și mai nou, cum le-a arătat obrazul americanilor și norvegienilor, că le vând gaz, același gaz francezilor, la de 4 ori față de prețul pe care îl furnizează industria locale. Deci iată că Franța începe să se revigoreze și suntem din nou luați sub aripa protectoare a Franței. Și un lucru mai spun, nu e întâmplătoare vizita de la Kiev a președintelui nostru alături de Macron din vară. Și escala de la Chișinău. Adică dacă în contextul, nou context... Sprijinul pentru Maia Sandu, da. Sprijinul pentru Maia Sandu și sprijinul pentru reunirea Basarabiei cu România. Pentru că noi, că nu mai vorbim despre asta, dar nouă ne-a fost frică mereu de Putin și de Rusia, dacă să fac pași în direcția asta. Iată că Putin e în colț, are alte probleme mult mai mari, deci s-ar putea discuta despre reunirea Basarabiei cu România. Despre unire, de-a dreptul. Da, Florian, te rog. Da, noi cei de la PMP vorbim, avem și statul, de fapt, unirea cu Republica Moldova, când alții băieți... Unirea Republicii Moldova cu noi. Da, și viceversa nu mă deranjează, da? Dar nu în CSI, în Uniunea Europeană. Am câteva lucruri pe scurt. Că a ajuns să vorbească domnul Poliții mai mult decât mine, ceea ce mă deranjează. Și nu prea se întâmplă în studio. Câteva fundamentale. Îți las eu timp acum. Ar fi un eșec de proporție a întregii generații de oameni politici neintrarea în Schengen. Cred că vom fi primiți, pentru că creează după intrarea NATO și Uniunea Europeană un sentiment național de umilință profundă care ne-ar arunca în mâinile unor partide extremiste sau chiar a Rusiei. Mai ales după eforturile legate de Ucraina, sincer, acum. Eforturile adică făcute cu cereale, cu refugiații. Care ofereau ceai, cu luați acasă, iubiți-vă ca frațe. Deci ar crea un sentiment anti-Uniunea Europeană care cred că tot lor le-ar dăuna. Și așa eram considerați cam cetățeni de mâna a doua, se și vorbea, nu da mâna cu un român și pe urmă trebuie să-ți numeri degetele. Lucrul ăsta, refuzul, s-a văzut astăzi la Scor, ar provoca daune și celor mai mari pro-atlantici, ca și mine, sau pro-Uniunea Europeană. Da. Deci până la urmă ne vom accita. Joacă pe care face Olanda e chiar o mizerie. Se știe până în 89 că Olanda răspundea de România, ea fiind țara NATO și noi din tratatul de la Varșovia, văd că păstrează aceleași valențe de stăpâni. Cred în continuare că România e un fel de mică colonie a lor, se joacă, dacă nu dai portul, nu dai aia, să spunem explicit că vor, portul n-are portul, despre asta n-are vorba. Rost să ne ascunde după deget. Măgăria lui Rutte e de nedeschis, nici nu cred că se poate face gafă diplomatică la asta. Ați văzut cu cine a asociat, cu Barna, Cioloș, adică nu mă mai mire nimic. Nu, dacă aveam ceva da, bine. Chiar așa, europarlamentarii ai lui Cioloș cu cine ar fi votat? S-au votat. Toți românii au votat. Da, bravo. Inclusiv. Da. Era culmea, ai luat lumea cu toporul pe Nu, dar bine, fiind prieten cu Rutte, nici nu mă mai mir acum. Deci cu siguranță vom intra. Până la sfârșitul anului, așa cum Vom intra, nu știu acum, că eu mă orientez după un foarte bun
cum se numește la chimie când îți dai seama că e bază, sau Turnesol, care era Aleș Bogdan, care după ce a amenințat pe toți acolo și a zis că oprim camioanele cu cereale, toți că blocăm și el îi oprește la fete și pune pietul, a zis că vom intra, dar treptat. Ceea ce înseamnă că nu o să intrăm chiar din prima. Dar lucrul ăsta va da pe la moare Rusiei. Eu nu exclud factorul rusesc, cine crede că rușii nu sunt la Bruxelles și vor aceste două țări să fie ținute afară, să cadă în sfera al doilea. Absolut, de, da, de influență, sunt niște cretini. Rușii sunt la Bruxelles dinaintea noastră. Stați bun, știu, știu, știu de scurt, mult. Haideți să concluzionăm, pentru că avem pe firă și pe Iana. Și discursul, încă o dată, cenzurat de a lor, al lui Traian Băsescu, e genial. Nu ne mai întrebați de Schengen, mai puneți-l odată și preferi o stac din gură. Păi să vă zic câți v-ați vândut aici. Lista europenilor. Numai acum olandez. Cred că sunt foarte mult olandez care vorbesc rusă la... la Bruxelles. Nu doar, sunt mulți germani care vorbesc rusă. Nu, a zis olandezi. Da, olandezi. Olandezi. Marc Rute, sunt mulți rute. Vorbesc olandez. Da, sunt mulți rute. Dar poate că de Schengen se leagă și traficul de persoane, pentru că așa ar trebui să se lege. O salut pe Iana Matei, Ricingaut este singurul centru pentru îngrijirea victimelor traficate minore din România. Bun găsit, Iana. Azi zice că e ziua europeană a traficului de persoane. Ce am făcut pentru asta în România? Bună seara, vă salut și eu. Nimic în răspuns. Mai nimic. Noi așa ne-am învățat, un pas înainte, doi pași înapoi. Nu știu ce o să se întâmple, discuția se poartă pe Schengen, eu nu intru în această discuție. Nu, vorbim de traficul de persoane noi acum. Traficul de persoane, noi l-am sărbătorit astăzi cu un seminar al societății civile, unde au participat și organizații internaționale și Interpol, unde am discutat iarăși despre aceleași nevoi și am concluzionat același lucru. Noi nu ne putem substitui statului și măsurile trebuie luate de acesta în favoarea victimelor și în defavoarea traficanților, nu așa cum s-a întâmplat până acum, dacă ne uităm la pachetul de legi pe care îl așteptăm și noi cu nerăbdare să vedem dacă trece și dacă va fi și semnat de președinte, înseamnă că victimele nu prea mai au șanse la justiție. Și atunci organizațiile non-guvernamentale, societatea... Te referi la legile astea ale justiției care se dezbat? Da. Spune-ne, te rog, 30 de secunde despre asta. În 30 de secunde, DICOT-ul nu știu câtă valoare mai are așa. Scuze, sunt în trafic și am crezut că tocmai trece poliția pe lângă mine. Noi așteptăm și încercăm de un an de zile să obținem legea consimțământului, vârsta minimă de consimțământ. Știți că în România nu există vârstă minimă de consimțământ, de aceea România este raiul pedofililor. Oricine poate să vină să facă sex cu un copil de 11 ani care a spus da și de aceea nu e viol. Nu știu cât de informați sunt parlamentarii care votează, noi am încercat să facem puțină... Da, scurt, te rog, Iana. Da. Deci legile nu vă ajută pe acest demers. Nu ne ajută, nu ajută în general victimele, ci partea cealaltă mai mult. Adică traficanții, da. Iana, îmi pare rău, s-a terminat timpul, dar îți propun o ediție în care te aștept în platou, că Piteștiul e aproape, te aștept în platou să dezbatem pe larg. Mulțumesc mult domnilor de la Fix Bună România, noi ne revedem și mâine de la 16:00.